Maria Chițu a ajuns să fie în centrul atenției de fiecare dată în tabăra războinicilor, iar cea care a luat-o în vizor de această dată a fost Cindy. Face ce face și Maria pornește un nou război în tabăra războinicilor, mai ales că nu a trecut mult de la precedentul în care tot ea a fost mărul discordiei. De această dată Cindy este cea care pare sătulă de atitudinea noii concurente și îi reproșează că este prefăcută. Moment în care Maria se ridică și pleacă sfidându-i pe restul concurenților spunând că este cumva geloasă pe mine ca o prințesă care își dă talente. Maria pare că se simte foarte bine în compania lui Albert și chiar războinicul i-a mărturisit că o place și că se bucură că îl înțelege și poate comunica cu ea. Dacă în tabăra războinicilor Maria este protagonista tuturor șicanelor de până acum, se pare că venirea noilor concurenți în tabăra faimoșilor a cam pus pe jar vechea gardă formată din Zani, Culiță și Sebastian. Zani susține că noul concurent Horațiu, Cucu, nu are ce căuta la Survivor România. Nu prea are ce căuta aici, asta am văzut în primele secunde. Iar Culiță i-a avertizat pe noi veniții în echipă că dacă au imunitate nu înseamnă că trebuie să vândă jocul. Replica l-a luat prin surprindere pe Cucu, care nu se aștepta la o asemenea replică.